Alo, m-auziți? Mulțumesc, Vlad, pentru frumoasa ta introducere. Mă ridic ca să văd mai mult lumea și să mă vadă lumea pe mine. Mulțumesc foarte mult tuturor că ați venit aici. Văd figuri cunoscute, figuri mai puțin cunoscute și figuri probabil cu care o să mă împrietenesc în curând. Pentru că ne leagă pe doi toți, de fapt, pe același lucru, și anume dorința de a afla pe ce lume trăim. Pe ce lume trăim? Și e lumea asta pe care trăim? Cât e de mare, domne? De unde a venit? Sunt lucruri care ne leagă pe toți. Când a venit prima oară Iustina Croitoru la mine, a fost acum aproape 2 ani de zile și mi-a zis: uite, Cristi, am o idee, vreau să fac un proiect, o carte pentru copii care să aibă atât de semne cât și texte, care să vorbească despre cosmos. Și eu am zis: yes, în sfârșit pot să scriu pentru copii. Însă și pot să scriu pentru copii. De ce? Pentru că eu am terminat un doctorat în fizică. Eu am fost obișnuit să scriu articole științifice. Am fost obișnuit ca să scriu brevete de invenție, chestii care sunt foarte specifice, cu formule multe, cu tot. Apoi, după aceea, e adevărat, am scris fizica povestită, unde am combinat textul cu formule, dar am păstrat încă acolo formule pentru cei care vor ca să afle mai multe despre fizică cu matematică, pentru că asta este. Matematica este limbajul naturii, limbajul fizicii. Dar am scris fizica povestită în așa fel încât să poți să citești numai pe text. Adică dacă nu te interesează formulele, poți să citești textul. Poți să sari de la o secțiune la alta și vrei să citești despre materia întunecată, citești secțiunea despre materia întunecată și ignori formulele care sunt. Și când Cosmina a venit la mine și a zis: acum pot să scriu pentru copii, am zis: yes, în sfârșit pot să scriu și eu pentru copii. Am făcut un doctorat în fizică, pot să scriu pentru copii. M-am bucurat așa ca un copil. Și când a venit vorba și de desene, eu am stat și m-am gândit și am zis: măi, dar pozele din cosmos sunt deja foarte frumoase. Voi vă uitați. Eu mai pun acolo unde popularizez știința, pe Facebook, pe internet, pe pagina mea de YouTube, Fizica cu Cristian Presură. Mai pun câte o poză de la Hubble. Și toți spune: măi, ce frumoasă este asta, nu? Păi, extraordinar de frumoasă, o nebuloasă, o supernovă care explodează. Dar eu uitasem un element. Când Ana a făcut desenele respective și când am discutat despre desene Ana, îmi aduc aminte că am discutat cu tine și tu mi-ai spus atunci: uite, Cristi, fiecare poză, de fapt, pe care o vezi tu despre spațiu, are niște elemente particulare care ți se întipăresc în minte. Dacă ai planeta Mercur, tu vezi foarte multe lucruri acolo, dar instinctiv tu te uiți la craterele de pe Mercur. Și atunci eu, în desenele mele, o să fac craterele puțin mai mari, nu o să fie identice cu cele din planeta Mercur, o să fie puțin mai mari, pentru că asta le atrage copiilor atenția. Și copiii sunt mici, se uită la cratere și asociază craterele cu planeta Mercur. Și atunci mi-am dat eu seama că, de fapt, la orice poză de pe internet, din spațiul la care ne uităm noi, noi o trecem poza respectivă prin filtru propriu, prin sufletul nostru. Unul vede cratere, altul vede forma rotundă, altul poate vede o culoare albastră, altul poate vede o stea din depărtare. Și asta face un desenator și asta a făcut foarte frumos Ana. Ea a trecut toate acele poze din spațiu, le-a trecut prin sufletul ei și a scos elementele care sunt importante pentru copii. Și atunci am lucrat împreună la acest proiect, mi-a plăcut foarte mult, dar abordarea pe care am făcut-o a fost totuși științifică. Și să vă spun de ce. Mă întreabă lumea, zice: domnule, dar de ce le trebuie o copiilor o carte despre găuri negre? Că aici vorbesc despre găuri negre. Sau despre multiversuri. Tot ai tâmpit, domnule, tu ești nebun, tu vorbești unui copil de 10 ani despre multiversuri, când ăla abia a învățat să numere, să mulțească și de acum o iei cu multiversurile, o să ne punim cu toții. Omul ăla are ceva dreptate în ceea ce spune. Are ceva dreptate, pentru că, într-adevăr, dacă vorbim despre găuri negre, nu există în România, la ora actuală, decât doi oameni care știu cu adevărat ce sunt găurile negre, pentru că ei le fac la cercetare. Unul este aici la București, altul este la Cluj. Ei sunt singurii din România care știu cu adevărat ce sunt găurile negre. Dar vrem, nu vrem, toți suntem fascinați de găurile negre și toți vrem să știm măcar o bucățică. Iar copiii nu stau locului și ei sunt fascinați. Și noi, chiar dacă le intercem, n-ai voie să afli niciodată despre găuri negre.
Păi să duc, să uită pe internet, tot aflei despre găuri negre și după aia te întreabă ce se întâmplă când cazi într-o gaură neagră? Sau mai poți să mai ieși? Și când te gândești din ce în ce mai mult. Și atunci tu ești forțat ca să reacționezi. Noi ca societate, noi ca părinți, suntem forțați să dăm niște răspunsuri copiilor noștri. Și de asta am scris această carte, cu ideea asta în minte, în primul rând de a ordona pentru copii elementele cele mai esențiale. Cartea este, așa cum spune și Vlad, este ordonată pe secțiuni. Prima parte conține planetele. Avem planetele Mercur, Venus, Pământ, Marte și așa mai departe. Ei, cum mi-am zis eu în mintea mea când am scris cartea? Mi-am zis, ok, dacă vorbesc despre planete, ce trebuie să știe copiii, care sunt lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le știe despre o planetă, să spune planeta Mercur sau despre Jupiter. Și atunci ce am făcut eu? Cum am abordat eu problema? Am luat vreo 20 de cărți care vorbeau despre astronomia copiilor sau astronomia avansată. Am luat subiectele de acolo cele mai importante, adică planete, multiversuri, tot ce sunt. După care mi le-am ordonat pe capitole și la fiecare subiect, de exemplu despre planeta Mercur, am citit în toate cărțile, da? Am citit în toate cărțile și am luat elementele esențiale, adică ce trebuie să știu despre planeta asta? Păi că are foarte mult fier și e foarte grea, arată ca un buzdugan. Este ca un buzdugan și acolo e ceva foarte interesant, pentru că la un moment dat o cometă a lovit planeta dintr-un capăt, pentru că era de fier, cu tremurul ăla a trecut prin planeta Mercur până în partea cealaltă și a creat mulți în partea cealaltă a planetei și a zis, wow, asta e o chestie care merită scrisă și mi-am notat-o. Zic, păi planeta Mercur nu are atmosferă. Zic, ok, pentru că nu are atmosferă, o să fie foarte multe impacturi de meteoriți. Și mi-am făcut subiectele. Ei, și la fiecare subiect am citit din nou. Și în final, toate aceste subiecte au devenit câte o mică frază în carte. Deci fiecare frază pe care o citiți este de fapt sumarul a vreo 3 sau 4 pagini exact pe subiectul respectiv. Am gândit-o așa, în așa fel încât să atun toate elementele astea, pentru că e foarte, foarte, foarte multă informație. Și am mai făcut un test. Ana, nu știu dacă ți-am spus, am făcut un test cu un copil. Eu locuiesc în Olanda, sunt cercetător la compania Philips și mi-a zis, măi, prima oară când scriu textul, trebuie să las să fie citit de un copil. Pentru ca să văd că totuși înțeleg ce am scris eu acolo. Și explic eu primul capitol, și explic eu al doilea capitol, și înțelege și spune, da, aici e bine, aici am înțeles, mă ajustez, și la un moment dat mă oprește și zice, Cristi zice, da. Zice, da, ai scris despre găurile negre? Și eu zic, nu, n-am făcut încă secțiunea aia, zic, da, o să o fac, trebuie să o fac. Și el zice, păi foarte bine că n-ai scris. Păi zic, dar de ce e foarte bine că n-am scris? Aia. Am eu o teorie a găurilor negre, zice. Trebuie neapărat ca să o scrip asta acolo în carte. Și atunci am stat și m-am gândit că, într-adevăr, copiii, vrem, nu vrem, merg mai departe, gândesc mai departe, trec mai departe și atunci noi trebuie să reacționăm. De asta eu spun, O călătorie prin univers este o carte pentru copii, în același timp o carte pentru părinți, pentru că atunci copiii când citesc cartea asta o să meargă la părinți să îi întrebe una de alta. E bine dacă această carte este citită de părinți împreună cu copiii, pentru că atunci părinții se poate să răspundă atunci când copiii nu înțeleg anumite lucruri și poate fi citită, să știți, și de părinți dacă sunt singuri. Dar cea mai mare valoare a acestei cărți este că aduce copiii și părinții împreună. Pentru că dacă copiii o să vadă aici un desen și o să spună, dar asta ce este? Dar multiversul ăla, dar de unde a apărut? O să meargă la părinte și atunci părintele trebuie să răspundă copilului. Și vrei, nu vrei, este o carte care face o legătură între copii și părinți. Noi, părinții, trebuie ca să le răspundem copiilor la aceste întrebări. Cam asta era în mare, Vlad. Ce vreau eu să le spun ascultătorilor? Uite, să facem o chestie, nu știu dacă se face la târgul de carte, pot să iau și întrebări de la dumneavoastră. Sunt obișnuit să iau întrebări, cât mai avem, Vlad? 12 minute. Avem întrebări pentru 12 minute. Cine vrea să pună o întrebare aici în stânga?
aici, în dreapta, despre cărți. Uite cei mici, hai să facem o probă. Cei mici, vreți să întrebați ce